încă mai aveți șansa de a vă vaccina gratuit împotriva cancerului de col uterin. După ce campaniile demarate în rândul elevelor de școală s-au dovedit a fi eșecuri, din 25 februarie, campania a renăscut cu o adresabilitate mult mai largă. Reprezentantele sexului feminin cu vârste cuprinse între 9 și 25 de ani se pot vaccina gratuit dacă merg la cabinetul medicului de familie sau la secția de ginecologie din cadrul spitalului municipal. Totuși, medicul Minerva Stanciu explică faptul că foarte puțini doctori au pe stoc vaccinul împotriva papilomavirus, însă acesta se poate procura de la Direcția de Sănătate Publică. Trebuie însă să vă grăbiți, deoarece o mare parte din dozele distribuite în Prahova vor expira în această toamnă. În prezent, deși în 25 februarie a demarat o campanie mult mai largă decât modalitatea inițială în care ea a fost concepută, o campanie mult mai largă și cu adresabilitate pe o plajă foarte mare de grupe de vârstă, încă nu se sesizează o mișcare, să zic așa, în privința acestei vaccinări antipapiloma. Și am încercat să găsim motivele pentru care în continuare nu există dorință în privința vaccinării. Există sigur mai multe cauze, însă haideți să ne referim la lucrul care ne stă cel mai la îndemână, și anume accesul la informație. Încă nu se știe exact care este modalitatea prin care o persoană care pur și simplu dorește să se protejeze împotriva cancerului făcând acest vaccin poate avea acces la el în mod gratuit în cadrul acestei campanii. Haideți să spunem acum, cum poate cineva să-și facă vaccin? Există mai multe modalități și este bine că în sfârșit s-a flexibilizat accesul la acest vaccin, pentru că în acest mod sunt eu convinsă că va fi ok și poate că în sfârșit vom realiza lucrul pe care l-am dorit din prima. În primul rând să protejăm tinerele care sunt la debutul vieții sexuale, apoi să protejăm copiii care au reactivitate foarte bună și au eficiență maximă la acest vaccin și așa mai departe. Există posibilitatea ca acest vaccin să fie făcut în cadrul cabinetelor medicilor de familie. Prin urmare, o persoană care dorește să-și facă vaccinul sau să meargă cu copilul la vaccinare, nu trebuie decât să se adreseze medicului de familie și să comunice faptul că dorește să facă acest lucru. Și într-un interval foarte scurt va avea acces la vaccin. Fie că vaccinul există deja în cabinetul medical respectiv și sunt deja colegii care au luat deja câteva doze din acest vaccin, cred că asta este modalitatea optimă. Vreau să spun că doamna dr. Pop, cu care lucrăm foarte bine, are deja vaccin în cabinet. Prin urmare, pacienții dumneai pot avea acces la el în orice moment. Probabil că nu este singurul caz, este singurul caz care a ajuns la urechile mele. Deci sunt medici care deja au vaccinul, cei care nu l-au îl pot ridica de la Direcția de Sănătate Publică, unde există o cantitate absolut suficientă de vaccin pentru toate persoanele care doresc să-l facă. Să spunem că și în spital se în al doilea vaccin. Rând, da. În al doilea rând, dar fiindcă vorbim despre un vaccin sau despre o campanie care în acest moment vizează cel puțin grupa de vârstă 9-25 de ani, avem această posibilitate în cadrul spitalului. În cadrul spitalului se realizează vaccinare atât în policlinică, în timpul programului de ambulator al cabinetelor de ginecologie, în cadrul secției de ginecologie și în cadrul cabinetului de planning familial. Deci, în situația în care știu și eu, medicul de familie este din altă localitate, persoane mutate temporar în zonă, există posibilitatea ca oricine dorește să-și facă acest vaccin să-l poată face în cadrul Spitalului Municipal Câmpina.